Pe parte cronometrată, localnicul Cristi Barbu devine noul lider provizoriu în timp de 1 minut 54 de secunde și 20 pentru acesta. Mergem acum mai departe la gorjanul Alexandru Andreoiu, pilot ce a crescut pe traseul de la Transalpina, a crescut în competițiile regionale din acea zonă și asta, iată, aduce viteza asta în primul viraj, în ceea ce îl reprezintă pe pilotul pe care îl vedem în fața noastră. Alex este un pilot care, să știm, place foarte mult, pentru că mi se pare că scoate maximul, iată, exact din orice mașină aduce la start. De principiu, fiind vorba de Renault în ceea ce privește participările sale. Da, bine, și-a început activitatea sportivă cu un Logan în competițiile regionale din Oltenia. L-am văzut de nenumărate ori la Bucovăț, apoi, mă rog, mașinile s-au schimbat, a avut o trecere la Honda, dar până la urmă se pare că dragostea sa rămâne cea către producătorul francez Renault. Mai multe variante de Renault Clio au fost în garajul său, iar de câteva sezoane această portocală mecanică îl poartă către victorii, pentru că nu de puține ori Alex și-a înscris numele, dacă nu pe prima treaptă a podiumului, cu siguranță pe una dintre treptele, pe una dintre cele trei trepte fruntașe ale categoriei din care face parte. Acolo, în partea din spate, prin injectarea foarte rapidă a acesteia, trecem din nou la modelele pe benzină, Renault Clio, grupa 7 și bătălia de care povesteam anterior, ei bine, începută de către Alexandru Andreoiu. Da, Alex Andreoiu, care este la în luptă deschisă cu prietenul nostru Patrick, îl vom vedea și pe el în câteva minute cu Loganul său. Alex Andreoiu, unul dintre oamenii de la care ai ce învăța, atât în ceea ce privește atitudinea vis-a-vis de sport, cât mai ales tot ceea ce înseamnă trase, puncte de frânare și, practic, conducerea, pilotajul corect al mașinii de concurs pe traseu. Folosește la maxim limitele traseului, folosește la maxim potențialul anvelopelor, iar lucrul ăsta, aduți aminte, Ștef, se întâmpla încă din perioada în care îl vedeam la Rânca, la cursa sa de casă, deschizător cu acel Renault Megane. Când îl vedeam la Rânca și doar la Rânca asta. Și aplauze pentru podiumul clasei 7-a, victorie pentru Alexandru Crepelca, poziția secundă pentru Alexandru Andreoiu, locul al treilea pentru Cezar Barbu.